După patru amicale terminate la egalitate și o înfrângere, Galben Verzi au reușit să spargă gheața în cantonamentul din Antalya. Lucian Sânmărtean a făcut cel mai bun joc al său din acest an, fiind la originea celor mai periculoase faze de atac ale vasluiului în amicalul cu Enca Maribor. După o primă repriză modestă, fără prea multe ocazii de gol, însă cu un straton extrem de atent la toate șuturile pe poarta ale adversarului, în partea a doua, Galben Verzi au făcut legea dominând categoric. Primul gol i-a aparținut lui Prahici, croatul reluând din întoarcere mingea recentrată de Balaur după cornerul executat de Sânmărtean în minutul 54. Vasluieni au majorat diferența pe tabelă după aproape un sfert de oră, pătulea dovedind reale calități de atacant și reluând în colțul lung pentru 2-0 în minutul 68. Golul 3 a fost o capodoperă a lui Sânmărtean, care a trimis fără replică dintr-o lovitură liberă de la marginea careului de 16 metri în minutul 76. Maribor a marcat golul de onoare în prelungiri. Mai trebuie precizat că Liga 1 va începe returul pe 21 februarie, așa cum era stabilit în orarul inițial. Conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal a declarat că nu a primit niciun fel de solicitări din partea celor 18 cluburi din prima divizie pentru amânarea returului. Astfel, primul meci oficial din 2014 al Galben-Verzilor, cel cu CFR Cluj, se va disputa pe data de 22 februarie.